În România, haosul din construcții nu poate fi pus la pământ nici de decizii judecătorești. Nu este cartier din București care să nu aibă blocuri care ar trebui demolate după ce s-a dovedit în instanță că nu respectă legile în construcții. Însă degeaba au dat instanțele sentințe, imobilele sunt în picioare. Până acum în capitală nu a fost dărâmată nicio clădire în cazul căreia există o hotărâre judecătorească definitivă de demolare. Cum este posibil? Urmăriți un reportaj din cadrul campaniei Inspectorul Pro. Anual, autoritățile înregistrează sute de sesizări privind neregulile în construcții. Cele mai multe dintre ele vizează blocuri care au autorizații de construire emise de primării, dar instanțele decid că au fost date cu încălcarea normelor în domeniu. Măsurile luate sunt aproape inexistente în raport cu proiectele imobiliare cu abateri grave. Niciun bloc ridicat ilegal nu a fost demolat până acum și nicio autoritate sancționată. Frustrarea cea mai mare o ai în momentul în care autoritățile statului protejează genul acesta de investiții. Luminița Șandru a pornit în urmă cu 6 ani o cruciadă împotriva autorităților pentru a opri construcția unei clădiri răsărite pe un teren retrocedat din sectorul 5 al capitalei, la mică distanță de apartamentele imobilului în care locuiește. Ajunge vreodată soarele? Niciodată. Consumul de gaze s-a dublat. Consumul de energie electrică s-a dublat. În calitatea ei de președinte al Asociației de Proprietari, Luminița Șandru a depus 10 de plângeri la toate instituțiile. Cea mai gravă abatere? Blocul nu respecta distanța între construcții, care în București trebuie să fie minimum jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte. Controlele au scos la iveală, pe de o parte, că dezvoltatorul a încălcat autorizația de construire, dar și că primăria a eliberat-o fără să respecte normele în domeniu. În baza acestor abateri, disciplina de stat în construcții din cadrul primăriei sectorului 5 a asistat lucrările în 2012. Dezvoltatorul a continuat ridicarea blocului, nestingerit de autorități. S-a oprit abia în 2014, după ce Asociația de Proprietari l-a dat în judecată. În blocul din spate ne-au adus romi cu toată șatra, începând de la căruțe, cai, aveam manele până la 4 dimineața. Ne făceau grătare în care puneau peturi, adusese inclusiv cocoși. Deci cocoși la mansardă, aveam cocoși, găini, bibilici. Am un contract de binefacere de altfel. A fost un contract de comodat între mine și ei. Dar construcția nu era gata. Cum s-au mutat acolo? Curând apoi la dispoziție, nu aveau apă caldă. Dar aveau niște pereți, aveau un acoperiș, aveau o ușă, aveau un geam. Locatarii nu s-au lăsat intimidați și au continuat acțiunea în instanță. 5 ani a durat procesul, la finalul căruia judecătorii au decis anularea autorizației de construire, desființarea lucrărilor realizate și aducerea terenului la starea inițială. Demolarea a căzut în sarcina dezvoltatorului. Acesta a refuzat însă să o facă. Asociația de proprietari a continuat lupta și a găsit și pentru asta o soluție. Printr-un executor judecătoresc, a luat legătura cu o firmă de construcții, specializată în demolări. Lucrările au fost evaluate la aproximativ 200.000 de euro. Executorul a pus sechestru pe bunurile dezvoltatorului și urmează să le scoată la vânzare pentru acoperirea cheltuielilor de demolare. Fiecare pas are aprobarea instanței, dar toate aceste decizii au fost contestate de investitor. Eu am construit conform unei autorizații date de primărie. Practic am și ridicat subsol, parter și 4 etaje. Nu m-a oprit niciun ISC, nu m-a oprit de absolut nimeni. Instanța și persoanele responsabile de decizie au spus clar că autorizația este nelegală. Păi dacă autorizația este nelegală, acum presupun că primăria este de vină. Dacă există vreo pagubă sau niște bani cheltuiți pe demolare sau pe orice altceva, trebuie să ne îndreptăm către primărie. Inspectorii ISC și cei de la disciplina de stat în construcții din primării sunt cei care ar trebui să facă ordine în acest domeniu, dar de multe ori sunt depășiți de situație. Cartierul Floreasca este una dintre cele mai atractive zone de locuit din București. Nu e de mirare că a devenit ținta unor specule imobiliare. Construcțiile haotice au apărut peste tot, multe dintre ele pe spațiile verzi dintre blocuri. Un exemplu este și acest imobil de 4 etaje de pe strada Ghiță Pădureanu. A fost ridicat pe un teren retrocedat de doar 285 de metri pătrați, pe care era amenajat un spațiu verde. Păi aici toți avem ferestre, aici aproape că e întuneric complet. Soarele nu vine. Proprietarii afectați au început să depună sesizări de la primul copac tăiat. Au obținut în instanță decizia de suspendare a lucrărilor încă de la fundație. Construcția a continuat, iar autoritățile nu au făcut nimic să o oprească. Abia după 3 ani, instanța a decis anularea autorizației de construire, emisă de fostul primar Neculai Onțanu. Lupta oamenilor continuă pentru a-l obliga pe dezvoltator să dărâme clădirea. Barim să vină
să oblige constructorul să spună, domne, ia-ți schela. Pe acolo, pe sus, mai zboară câte o scândură. Investitorul spune că nu va demola nicio cărămidă. Mai mult, vrea să dea în judecată două primării. Primăria Capitalei, care i-a retrocedat terenul, și Primăria Sectorului 2, care i-a dat autorizația de construire. Odată ce instanțele anulează autorizațiile, construcțiile de genul acesta devin ilegale. Ar trebui demolate de dezvoltatori. Dacă aceștia refuză să o facă, sarcina cade în responsabilitatea primăriei. La nivel declarativ, edilii spun că o vor face, dar de cele mai multe ori se pierd în promisiuni, hârtii și chichițe legislative. În alte țări, legile din construcții nu sunt însă orientative. În Luxemburg, de exemplu, un bloc de locuințe a fost demolat de autorități imediat după finalizare, pentru că era cu un metru mai înalt decât planurile inițiale. Avocatul Traian Constantin face parte din grupul de inițiativă civică Floreasca. Ne explică de ce e nevoie ca cetățenii să facă front comun în fața abuzurilor din imobiliare. Autoritățile care ar trebui să ne protejeze pe noi ca cetățeni nu ne protejează, sunt pasive sau chiar sprijină acest mod de dezvoltare haotic din București. Proprietarii acestor trei blocuri vecine din Floreasca au aflat de pe un panou de informare pus pe ghena de gunoi că cineva va construi un bloc de două etaje pe terenul dintre imobilele lor. Practic, vorbim despre o curte deschisă, amenajată ca spațiu verde. Undeva la distanța aceasta ar urma să apară gardul noii proprietăți. Cele trei asociații de proprietari au trimis sesizări către toate instituțiile, de la primărie până la firmele de utilități, în care expun motivele pentru care nu sunt de acord cu ridicarea unui nou bloc. Se bazează pe ordonanța de urgență a Guvernului 114 din 2007, care precizează că schimbarea destinației terenurilor, amenajate ca spații verzi, este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora. Tot ce vedeți dumneavoastră aici, pomii ăștia și verdeața, nu va mai exista. Oamenii cer explicații și despre regimul juridic al terenului. Acesta a ajuns acum câțiva ani în proprietatea lui Gheorghe Stelian. Omul de afaceri este cunoscut pentru despăgubirile uriașe pe care le-ar fi primit abuziv și ilegal de la Autoritatea de Restituire a Proprietăților, dar și pentru legăturile lui cu Dorin Cocoș și Alina Bica. Terenul din Floreasca l-ar fi primit în schimbul unor terenuri din județul Ilfov. Mai exact, le-a schimbat pe cele din afara capitalei cu cele din centrul Bucureștiului. Primăria Capitalei a contestat transferul în instanță, dar mai apoi a renunțat la proces. Dan Popescu, viceprimar în sectorul 2 din 2016, recunoaște că haosul urbanistic din cartierul Floreasca are la bază retrocedări dubioase, dar spune că misterul trebuie dezlușit de DNA. Până atunci, orice proprietar poate ridica o clădire, dacă are autorizație de construire. Soluția ar fi ca toate aceste petice retrocedate sau vândute în diverse condiții, mai mult sau mai puțin transparente, să fie identificate și pentru a se preveni astfel de situații, aceste locuri trebuie cumpărate de către administrația locală și a fi destinate către spațiu verde. Se va întâmpla acest lucru? Dacă este voință politică. Dan Popescu aruncă responsabilitatea la Primăria Capitalei, pe motiv că primăriile de sector nu au bani suficienți ca să cumpere terenuri. Cine ar trebui să ia această inițiativă, concret? Pentru expropiere, Consiliul General. Până acum ați auzit astfel de discuții în Consiliul General? Din câte știu eu, nu. În lipsa implicării autorităților, oamenii nu au de ales. Trebuie să fie vigilenți și să reacționeze prompt la orice construcție care apare lângă locuința lor. Să nu se mărginească doar la a face niște petiții și să aștepte că o autoritate de undeva va veni să le rezolve problema. Să fie incisivi și să nu se lase intimidați. Chiar dacă autoritățile nu le vor da dreptate, au căi de atac în instanță și, din fericire, astăzi instanțele au început să dea soluții favorabile în aceste cazuri. Așadar, în construcții, legea e tocmeală. Ar fi interesant de văzut ce autoritate din România își va asuma obligațiile prevăzute de lege și care vor fi administrațiile publice locale care vor da tonul corectitudinii și vor pune ordine în rândul tuturor construcțiilor ilegale.